la culcare trebuie să dormim un pic la amiază ca să avem putere să mergem la schi, da? Da, mami. Ok, somn ușor. Fetelor, trezirea, cred că am dormit cam mult, aproape se noptează. Hai să mai prindem un pic din pârtie astăzi. Ce-ai pățit? Mara, Mara! Mara? Mara? Oh, Mara! Ce s-a întâmplat? Codrin! Erica, unde sunt Mara, Teo și Bri? Ce s-a întâmplat? Au fugit și ați venit voi în loc? Nu, eu dormeam la mine în cameră. Ce s-a întâmplat? Nu știu, hai să vedem, hai să cercetăm. Trebuie să fie ceva. Copilași, haideți că eu nu mai pot, am schiat toată ziua, sunt extenuat. Hai, putem să facem amiaza, că nu mai pot, tati, cred că și voi sunteți destul de obosiți, da? Hai, pune capul aici și am să facem nani. Codrin, de ce faci asta gălăgie aici? Codrin, de ce mai încolo, nu mai chip? Tot atât și codrești aici în mână. Erica! Măi, stați un pic! Briana! Teo! Ce căutați aici? Mara și tu? Dar unde sunt copiii mei? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În hotelul ăsta există niște forțe. Oare ce s-a întâmplat, copiii mei? Ce-ați făcut, copiii mei? Cum ați ajuns aici? Nu știu, l-am culcat la noi în cameră și ne-am trezit aici. Poate ne-a adus mami. V-a adus mami sau nu v-a adus? Eu nu știu unde este Erica și cu Codrin. Hai să-i căutăm. Voi o să vă găsim părinții și eu să-mi găsesc copiii. Hai, Bri, vino cu acea. Hai să mergem. Nu mai poți. Erica, Codrin! Ce faci? Ce faci? Ce faci? Unde mi-ai dus? Păi nu știu! Eu m-am băgat la somn și m-am dus și păi tăi. Și eu la fel! Și ne pregătim de o nouă tură de săniuși! Hai, pârtia de aici! Atunci hai să mergem la săniuși cu toții! Hai!